Operațiunea comună cu denumirea Activități Operaționale Flexibile la Frontierele Terestre 2021, care a fost lansată și în România la începutul acestui an, își extinde aria de responsabilitate organizându-se la toată frontiera cu Serbia, în toate cele trei județe din zona de competență a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiere Timișoara, Timiș, Caras Severin și Mehedinți. Acțiunea se desfășoară la nivelul a 16 sectoare ale poliției de frontieră, situate la granița terestră și pe fluviul Dunărea cu Serbia, și vizează prevenirea și combaterea migrației ilegale pe respectivul segment de frontieră externă a Uniunii Europene. În cadrul operațiunii de la frontiera cu Serbia, în luna octombrie, vor fi detașați 65 de reprezentanți ai agenției Frontex și ai autorităților de frontieră din Austria, Cehia, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria, cu 25 autospeciale de patrulare și două autospeciale de supraveghere a frontierei cu termoviziune. În diverse faze ale activităților vor participa și polițiști de frontieră români de la cele 16 sectoare ale Poliției de Frontieră care au în competență frontiera terestră și pe fluviul cu Serbia. Scopul operațiunii este să pună în aplicare, în mod coordonat, activitățile operaționale derulate pentru controlul fluxurilor de migrație ilegală către teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a consolida cooperarea europeană în domeniul asigurării securității la frontieră externe. Se au în vedere asigurarea rezilienței pe linia prevenirii și combaterii fenomenului migraționist, creșterea operativității, schimbului de date și informații între autoritățile de aplicare a legii din aceste țări, precum și un schimb eficient de experiență între polițiștii de frontieră europeni.